Deputații socialiști insistă asupra creierii în Parlament a Comisiei de Anchetă privind emiterea garanțiilor de către stat acum 8 ani în valoare de 14 miliarde de lei ajunse ulterior la Banca Națională pentru acoperirea fraudei bancare. Propunerea a fost făcută acum 2 săptămâni după un aviz al Curții Constituționale care a constatat abatere în procesul acordării acestor garanții. Majoritatea parlamentară a anunțat azi că nu susține propunerea pe motiv că acest caz este investigat de procuratură. Considerăm că acest subiect trebuie să fie preocupare de bază astăzi a tuturor organelor de drept, inclusiv și a procuraturii. Acele decizii, în afară faptului că au fost luate în regim secret, acele decizii nu au întrunit condiții legale minimale. Cetățenii Republicii Moldova așteaptă o anchetă, așteaptă justiție și așteaptă ca vinovații să fie trași la răspundere. Este vorba de conducerea partidelor politice, care în acel moment au avut majoritatea parlamentară. Este vorba și de conducătorii instituțiilor, cum este Parlamentul, Guvernul și Banca Națională. Proiectul a fost susținut de 32 de deputați, iar împotriva au votat 36 de parlamentari. Totuși considerăm că nu este cazul să fie constituită o comisie de anchetă, deoarece pe partea de anchetă investigează procuratura. Deci aspectele ce țin de penal ale acestor acțiuni sunt investigate de către organele procuraturii. Iar Parlamentul trebuie să-și facă munca pe modificarea legislației astfel încât asemenea cazuri să nu mai aibă loc în viitor. Amintim că în noiembrie 2014 și în martie 2015, guvernul a aprobat hotărâri prin care au fost emise garanții de stat pentru creditele de urgență acordate de către Banca Națională în vederea asigurării stabilității sistemului financiar. Mai întâi, în perioada guvernului Lanca, a fost emisă garanția în sumă de până la 9,4 miliarde de lei, iar în perioada guvernului Gaburici, alta de 4,8 miliarde. Potrivit deputaților PSRM, acești bani au fost eșalonați pe o perioadă de 25 de ani cu o rată de 5%. Potrivit parlamentarilor socialiști, doar în acest an, în buget au fost alocate 894 de milioane de lei pentru a acoperi această gaură, iar din 2015 suma s-a ridicat deja la 4,95 de miliarde de lei. Amintim că după emiterea garanțiilor de stat, fostul premier Iurie Leanc a declarat de mai multe ori în presă că propunerea de a acoperi prin acest mecanism gaura financiară care s-a format în cele trei bănci fraudate a venit din partea Băncii Naționale, dar și din partea Fondului Monetar Internațional. Atunci hotărârea a fost adoptată printr-o angajare de răspundere a guvernului fără a trece prin Parlament. Potrivit lui Leanc, dacă se respecta procedura ordinară de aprobare în Parlament, proiectul risca să nu treacă, iar sistemul bancar ar fi picat.